Doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Un tânăr de 22 de ani a murit fiind răpus de gripă. Este primul caz de deces din cauza acestei infecții, anunță Ministerul Sănătății. Încă o plecare la nivel înalt. Purtătorul de cuvânt al șefului statului, Sorina Ștefârță, a demisionat, anunță instituția prezidențială. Asta după ce ieri doi angajați de la guvern și-au părăsit fotoliile. Deținătorii de patentă sunt nemulțumiți de intenția ministrului economiei de a lichida activitatea în bază de patentă peste jumătate de an. Oamenii spun că sunt categoric împotriva acestor modificări. Vizitele din afară ale Mae Sandu pe parcursul anului trecut au costat bugetul de stat peste jumătate de milion de lei, iar premierul a primit în dar cadouri scumpe după ce a vizitat țări străine. Primul caz de deces din cauza gripei a fost anunțat de către Ministerul Sănătății. Instituția nu a oferit însă detalii despre victima, limitându-se doar la o propoziție seacă dintr-un comunicat de presă. TV6 a aflat ulterior de la șefa Serviciului de Comunicare a Ministerului că persoana răpusă este un tânăr din capitală, care ar fi ajuns la spital în stare gravă. Potrivit Ministerului, cazurilor de infecție, respiratorii și gripă sunt în descreștere. Totodată, instituția nu spune nimic despre starea de alertă epidemiologică, despre care vorbea ieri șeful Direcției Sănătate a Primăriei Chișinău. Propoziția în care se anunța despre prima victimă răpusă de gripă era scrisă undeva printre rândurile unui comunicat emis de către Ministerul Sănătății. Instituția anunță că în săptămâna 2-8 ianuarie a fost înregistrat și un caz de deces din cauza complicațiilor infecției gripale, primul în Moldova în sezonul 2022-2023, fără a oferi informații ample despre defunct. Contactată pentru detalii, șefa Serviciului de Comunicare cu Mass Media de la Minister, Elena Mudri, ne-a spus că persoana răpusă este un tânăr din capitală. Este un tânăr de 22 de ani. Mare gravă, potrivit medicilor, din ce am văzut eu din not. Trebuie să mă consult cu juriști, nu știm cât de mult mai puteam să fie identificat. Totodată, Elena Mudrini a spus că băiatul a fost internat la Institutul de Ftiziopneumologie din capitală. Acolo însă nu ne-a răspuns nimeni la telefon pentru a afla mai multe informații despre tragedie. Luni, șeful Direcției Municipale Sănătate, Boris Gâlca, anunța că în Chișinău se atestă o creștere alarmantă a cazurilor de infecție cu virusul gripal, menționând că autoritățile centrale ar trebui să anunțe stare de alertă epidemiologică în capitală. Cu siguranță suntem în alertă epidemiologică, cel puțin dacă nu în epidemie de gripă pe care Ministerul Sănătății nu a declarat-o. Era foarte util pentru toți dacă se pronunța Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică pentru ghidare, dacă cel puțin veneau niște directive, un ordin pe situația epidemiologică și acțiunile ghidate pentru autorități de dirijarea acestei situații. Iată că nu au fost. Potrivit lui Gâlca, săptămâna trecută au fost înregistrate 163 de cazuri de gripă, iar estimările arată că numărul ar fi mai mare. Iar în lipsa unui ordin sau a unei directive de la minister, instituțiile de învățământ care și-au reluat programul după vacanță luptă cu valul de gripă cum pot, utilizând resursele sanitare alocate încă din perioada pandemică sau aplicând măsuri de protecție tot din cele anti-COVID. De cealaltă parte, Ministerul Sănătății a precizat că în prima săptămână a acestui an a înregistrat o scădere a numărului cazurilor de infecții respiratorii virale acute, iar numărul cazurilor de gripă se menține la un nivel relativ constant pe parcursul a 3 săptămâni. Se constată o diminuare a cazurilor inclusiv în municipiul Chișinău, unde sunt raportate cele mai multe îmbolnăviri, a mai spus instituția. În perioada 2-8 ianuarie au fost înregistrate peste 12.570. În perioada 2-8 ianuarie au fost înregistrate peste 12.570 de cazuri de infecție acută ale căilor respiratorii superioare, 488 de infecții respiratorii acute severe și 210 gripă sezonieră, fiind spitalizate cu gripă 152 de persoane, iar cu infecții acute 318. Cele mai multe internări provocate de aceste infecții sunt în rândul copiilor, pondere care se atestă în fiecare sezon pandemic, mai menționează specialiștii. În acest sezon au fost confirmate în total 932 de cazuri de gripă și peste 142.000 de infecții respiratorii superioare și acute, arată datele ministerului.
Ministerului. Totodată, în comunicatul instituției nu se spune nimic despre starea de alertă epidemiologică, despre care atenționa luni șeful Direcției Sănătate a Primăriei Chișinău, instituția limitându-se doar la recomandările necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin aceste infecții. Tulpina Omicron a coronavirusului este predominantă în Moldova, asta spune Agenția Națională pentru Sănătate Publică, după ce a prelevat câteva probe și le-a verificat în laborator. Varianta a fost confirmată la 8 bărbați și tot atâtea femei. Se întâmplă după ce în România au fost confirmate primele cazuri ale mutației de COVID-Omicron, denumită Kraken. Potrivit unui comunicat al ANSP, în urma analizei rezultatelor secvențierii, în toate cele 16 probe selectate a fost identificată circulația în exclusivitate a subliniilor ce aparțin variante Omicron, confirmate și în cazul procedurilor anterioare. Această tulpină rămâne a fi dominantă pe teritoriul țării în prezent, anunță instituția. Probele au fost selectate din municipiul Chișinău, dar și raioanele Basarabeasca, Eloveni și Mișlia, Orhei și Strășeni. Astfel, varianta Omicron a fost confirmată la 8 bărbați și 8 femei. Potrivit ultimelor date al Ministerului Sănătății publicate la 4 ianuarie, în ultima săptămână a anului trecut au fost înregistrate 364 de cazuri noi de coronavirus, iar 3 persoane au decedat. Totodată, cu prima doză de vaccin s-au imunizat puțin peste 130 de oameni, printre care 9 minori. În total, de la începutul administrării antidotului, în Moldova au primit serul peste 1.074.000 de persoane, arată statisticile. Autoritățile recomandă și în continuare vaccinarea populației, aceasta fiind singura metodă sigură și eficientă pentru a preveni cazurile grave de boală și deces de COVID-19. În prezent, presa de peste Prut anunță că România a confirmat primele 2 cazuri de COVID Kraken sub varianta tulpinii Omicron, considerată mai contagioasă și care deja e răspândită în SUA și în mai multe țări din Asia și Europa. Primul caz a fost depistat la un bebeluș de doar 5 luni, iar al doilea la mama acestuia. Ambii au făcut o formă ușoară a bolii, spun specialiștii români. Potrivit lor, îngrijorarea privind mutația Kraken provine din faptul că poate duce la un număr mai mare de îmbolnăviri și la o presiune crescută pe sistemul de sănătate. Noua variantă nu pare însă să ducă la simptome mai severe de boală, mai spun medicii de peste Prut, precizând că doza booster adaptată la varianta Omicron se menține eficientă și în cazul acestei noi tulpini a virusului. Schimbări în cabinetul președintelui țării. Purtătorul său de cuvânt, jurnalista Sorina Ștefârț, a plecat din funcție. Demisia a fost deja acceptată de către Maia Sandu. Am telefonat-o pe Sorina Ștefârț pentru a afla motivul plecării sale de la președinție, dar aceasta nu ne-a răspuns la apeluri. Într-o postare pe Facebook, ea a mulțumit tuturor, declarând că acum este anotimpul pauzelor necesare. Se întâmplă după ce ieri ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, și purtătorul de cuvânt al premierului, Anastasia Taburceanu, și-au depus demisiile din motive personale, ambii declarând că pleacă peste hotare. De asemenea, începând de astăzi, comentatorul politic Stella Jantoan va exercita funcția de consilier prezidențial pre-probleme politice, relații cu autoritățile publice și societatea civilă. Tot astăzi, șeful statului a semnat decretul prin care Veaceslav Negruța, consilier în domeniul economic, este numit în funcția de secretar general al aparatului președintelui Republicii Moldova. Acesta își începe munca de mâine. Cristina Gerasimov, care a deținut până acum această funcție, își va continua activitatea în calitate de consilier în domeniul politicii externe și a integrării europene. Expertul economic Dumitru Barbalat a acuzat-o pe Olesa Stamate, președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități, de fals în acte. El susține că Stamate nu a oferit informații veridice atunci când a prezentat în prima lectură în legislativ controversatul proiect de lege privind taxa de stat. Ea a declarat că documentul a fost elaborat de un grup de lucru format din specialiști care reprezintă o serie de instituții de stat și organizații de profil. Cu toate acestea, potrivit lui Barbalat, aceste persoane nu au avut confirmare juridică de la structurile de resort pentru a face parte din această comisie. Am încercat să obținem un comentariu de la Olesea Stamate, dar ea nu ne-a răspuns la apeluri și nici la mesajele noastre. Ne pregătim pentru procedura de vot. Expertul economic Dumitru Barbalat a acuzat-o pe Olesea Stamate, președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități a Parlamentului, de falsificarea documentelor și furnizarea informațiilor false. Cazul, potrivit lui, a avut loc în momentul adoptării în prima lectură a proiectului de lege cu privire la taxa de stat, care le majorează pe cele existente și introduce o serie de noi taxe judiciare. Pe pagina sa de Facebook, Dumitru Barbalat a scris că președintele Comisiei, Olesea Stamate, prin decizia
lansat din data de 5 mai 2022 a numit un grup de lucru pentru modificarea legii cu privire la taxa de stat, în componența grupului fiind incluși Alexandru Grosu și Angela Popil, numiți de Uniunea Avocaților, Andrei Balan, șeful Direcției Juridice a Ministerului Finanțelor, Pavel Dima de la Serviciul Fiscal de Stat și Victor Stratu de la Ministerul Justiției. În continuare, referindu-se la prevederile legislației în vigoare și în special la Codul Civil, Dumitru Barbalat scrie că aceste persoane trebuiau să dispună de confirmare juridică pentru activitatea lor în comisia de lucru de la structurile pe care le reprezintă. Cu toate acestea, astfel de împuterniciri nu existau, susține expertul. Olesea Stamate, în nota la proiectul legii prezentat și votat în prima lectură, ar fi mințit, precum că participanții reprezentau autoritățile respective, ceea ce este un fals în documentul public cu toate consecințele, în conformitate cu articolul 332 din Codul Penal, se spune în postare. Dumitru Barbalat menționează că pentru o astfel de infracțiune, pentru o persoană cu funcție de demnitate publică, Codul Penal prevede o amendă de până la 117.000 de lei sau închisoare de până la 6 ani. Expertul a mai solicitat ca Uniunea Avocaților oficial să confirme că cei doi membri ai săi au activat fără procură în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la taxa de stat și de asemenea să ia măsuri până la retragerea licenței de avocat pentru că aceștia au acționat ilegal în numele Uniunii Avocaților. În legătură cu aceste acuzații am apelat la președintele Comisiei Juridice Numiri și Imunități pentru comentarii, însă Olesea Stamate nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre. Anterior, răspunzând criticilor lansate asupra proiectului de lege privind taxa de stat, Stamate a spus că modificările elaborate sunt menite să îmbunătățească sistemul de justiție, nu să le priveze cetățenilor accesul la acesta, și i-a invitat pe cei nemulțumiți la dezbateri publice la sfârșitul lunii ianuarie. La rândul său, Uniunea Avocaților din Moldova a negat afirmațiile lui Dumitru Barbalat. Președintele acesteia, Dorin Popescu, susține că Alexandru Grosu și Angela Popil au fost delegați de organizație pe care o conduce în Comisia de Lucru pentru elaborarea legii cu privire la taxa de stat, iar acest lucru este confirmat prin două decizii. Consiliul Uniunii Avocaților a delegat doi dintre colegii noștri. O altă întrebare este că suntem auziți și nu suntem auziți. Atunci a fost o decizie a Consiliului Uniunii. Noi am hotărât colegial pe cine să înaintăm și a mai fost un ordin al președintelui Uniunii Avocaților pentru delegare. Săptămâna trecută, Uniunea Avocaților a cerut ministrului Justiției Sergiu Litvinenko și deputaților instituirea unui moratoriu asupra proiectului legii taxei de stat aprobat în prima lectură a Parlamentului. Potrivit apărătorilor, acesta afectează grav accesul la justiție, reduce la zero esența acestui drept și implicit desființează statul de drept. Documentul a fost criticat și de experți în drept și mulți politicieni, care au remarcat că majorarea taxelor de stat și introducerea de noi taxe în domeniul justiției va lovi asupra persoanelor și așa sărace, dar care vor încerca să caute dreptate în instanță. Conform autorilor proiectului de lege, acesta a fost elaborat cu scopul de a ajusta cadrul normativ și de a crea un echilibru bugetar între asigurarea unui serviciu public calitativ și obligația cetățeanului care folosește acest serviciu. Totodată se așteaptă ca noile prevederi să responsabilizeze părțile implicate într-un proces de judecată. Gazprom ar putea să nu recunoască rezultatele auditului datoriei istorice a companiei Moldova Gaz față de concernul rus. Despre aceasta, cu referire la o sursă anonimă din cadrul conducerii Moldova Gaz, a anunțat agenția Infotag. Am solicitat un comentariu de la șeful companiei, dar Vadim Ceban a refuzat să ni-l ofere. Ministerul Economiei nu ne-a răspuns la apeluri și nici la mesajele noastre. Primele rezultate ale auditului datoriei Moldova Gaz către Gazprom, care este efectuat de către două companii de peste hotare, norvegiană și britanică, trebuie să fie publicate la sfârșitul lunii ianuarie. Despre aceasta a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu. Însă, după cum a fost informată agenția Infotag de către o sursă anonimă din cadrul conducerii Moldova Gaz, există temeri serioase că Gazprom nu va recunoaște rezultatele verificărilor. Motivul este că firma norvegiană care efectuează auditul a ajutat anterior Naftogaz Ucraina în disputa sa în arbitrajul internațional cu Gazprom, pe care concernul rus l-a pierdut. Potrivit aceleiași surse, de vină pentru formarea datoriei de 709 milioane de dolari va fi considerată conducerea Moldova Gaz, nu guvernul Moldovei. Am solicitat un comentariu de la șeful distribuitorului moldovenesc de gaze, dar Vadim Ceban a refuzat să discute subiectul. Ministerul Economiei nu ne-a răspuns la apelurile și mesajele noastre. Conform contractului cu Gazprom, partea moldovenească trebuia să efectueze un control al auditului datoriei istorice a regiunii transnistrene pentru gazul consumat până la data de 1 mai 2020.
2022, după care se presupunea semnarea acordului de rambursare a banilor. Însă, autorităților din Moldova nu le-a reușit acest lucru. Conform declarațiilor vicepremierului Andrei Spânu, din cauza acțiunilor militare din Ucraina, companiile mari de audit nu au vrut să participe la tender pentru a nu-și trimite angajații în Moldova. Ca răspuns la adresarea părții moldovenești, Gazprom a căzut de acord să prelungească termenul de efectuare a auditului până în 1 octombrie, însă autoritățile din Moldova au declarat din nou despre imposibilitatea de a reuși până la această dată și au mai cerut timp de la început până la 31 martie, iar apoi până la 31 mai 2023. La sfârșitul lunii noiembrie anului trecut, auditul propriu al Moldova Gaz a fost finalizat de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Conform estimărilor sale, mărimea datoriei Moldova Gaz către Gazprom, excluzând amenziile, s-a dovedit a fi mai mare decât suma la care insista Gazprom și cu care, categoric, nu a fost de acord vicepremierul Andrei Spânu, insistând pe includerea în contract a punctului despre efectuarea a unui audit independent. Până la data de 20 ianuarie, auditul la Moldova Gaz ar trebui să fie finalizat de către companiile de audit din Norvegia și Marea Britanie. Serviciile lor a costat statul 800.000 de euro. Deținătorii de patentă vor mai putea activa în baza acestui drept încă o jumătate de an. Despre aceasta ei urma să muncească prin prisma unei activități individuale, așa cum ar suna noul statut făcut public astăzi de ministrul economiei Dumitru Alaiba la o întâlnire cu reprezentanții din teritoriul al patentarilor. Actul normativ urmează să fie votat în primăvară în Parlament. Totuși, mulți deținători de patentă vizați de noile reguli sunt categoric împotriva acestor cerințe. Analizarea proiectului la minister a stârnit discuții. Nu-i corect cu noi să o să experimenteze cum s-a experimentat cu colegii noștri din teritoriul care i-au băgat Vesela în activitatea asta independentă. Pe acest ton, în mare parte, au decurs discuțiile la Ministerul Economiei, unde ministrul Alaiba le-a prezentat deținătorilor de patentă conținutul proiectului de lege, conform căruia acești oameni ar urma să presteze o activitate individuală. Se scoate excesul de birocrație, a fost elementul cu care ministrul a vrut să-i convingă pe interlocutorii săi să-i accepte propunerile. Acum o să primiți, dacă este să intru în detalii, aparatul ăsta de casă vă ajută ca să nu trebuiască să duceți tot felul de hărțoage la fisc și așa mai departe. Odată în 3 luni primiți, pentru că aparatul de casă de generație nouă, care e conectat direct la fisc, primiți odată la 3 luni o recipisă care vă calculează 1% din vânzări și mergeți la poștă, la bancă și plătiți și gata. Se pare însă că ministrul nu a fost suficient de convingător. Patentul este un mijloc de activitate creat de însuși noi pe propria viață, pe propriul risc, cu condiții inumane, dacă vă doriți. Și atunci când se vorbește, și nu are dreptul nimeni să ne leagă. În unicul sens poate fi un consens aici, când statul Republica Moldova, sau în statul Republica Moldova, se creează noi locuri de muncă și cetățeanul care s-a decis că nu mai vreau să mai îmbrăc o mătăhală pe la piață în halul care umblăm și eu vreau să mă duc acolo, să am sâmbătă, să am duminică. Statul ăsta niciodată nu o să poată să-i angajeze pe toți, niciodată nu o să poată să-i plătească pe toți. Și iată de aceea o să ne adunăm de câte ori o să trebuiască ca să găsim o soluție optimă. De discutat, într-adevăr, ar mai fi, mai ales că actul normativ elaborat deja nu conține multe probleme care i-ar împiedica pe acești oameni să activeze conform noului statut, afirmă deținătorii de patente. Dacă să vorbim de problemele, de ce eu personal nu lucrez în bază de întreprindere individuală și SRL? Nu, activitatea individuală, asta e diferit. Eu înțeleg, eu știu foarte perfect, domnul ministru. Câteva aspecte foarte importante, de unul la mână. Eu n-am văzut încă, vă spun încă o dată, eu n-am văzut încă firmă în Republica Moldova care să nu lucreze cu dublă contabilitate. Doi la mână. De foarte multe ori nici nu se eliberează documente. Pentru că mărfurile de la consum care se aduc, da, se aduc de unii titulari de patente inclusiv, se aduc cu torba sau cu geanta și în pătrățări. Au fost cândva vremuri, acum nu mai este așa ceva. Acum se aduc numai de întreprinderi mari. Mărfurile de la consum, fructele și legumele care se vând la Chișinău fără documente de proveniență. Aole. Cerealele și nutriețurile care sunt introdus cu camioanele prin contrabandă. Câte biere se vinde în cheguri fără a trece prin aparatele de casă? Pot să vă spun că sute și mii de tone. Dacă sunt lucruri pe care noi nu le-am observat, o să le punem pe masă împreună și o să le rezolvăm.
Chiar și așa, ședința s-a încheiat cu refuzul categoric al unor participanți la discuții de a renunța la patenta de întreprinzător. Mă scoateți cu picioarele înainte din piață și cu patenta pe chept. Nu cedez eu patenta. Deși oamenii s-au opus până în ultimul moment, noul proiect de lege oricum trebuie aprobat, consideră ministrul economiei. Cerșători, nici nu putem să facem asta și v-am spus de ce. Nu putem să facem asta. Patenta de întreprinzător este utilizată în activitățile de comerț cu amănuntul la tarabe, teșghele, tonete, în chioșcuri, pavilioane și din autovehicule. De asemenea, este vorba și despre comerțul cu produse alimentare și mărfuri ușor alterabile autohtone, cu condiție respectării cerințelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea și comercializarea lor. Fermierii nu exclud că ar putea ieși la proteste. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă guvernul nu va trata agricultura ca ramură prioritară. A declarat-o directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, la Postul TV Vocea Basarabiei. Acesta a mai spus că agricultorii sunt indignați că Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii este mai mic decât anul trecut. Am încercat să obținem comentarii la aceste declarații, dar nici ministrul agriculturii, nici serviciul de presă al instituției nu au răspuns la telefon. Directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fală, reiterează că fermierii sunt dispuși la dialog cu autoritățile, dar nu exclud declanșarea protestelor, dacă guvernul nu va trata agricultura ca ramură prioritară. Noi am participat la proteste când anumiți miniștri nu recunoșteau agricultura ca ramură prioritară. Și după abordarea curentă a guvernului, vedem cam felul că agricultura este tratată după decât ar trebui. Potrivit lui Fală, agricultorii sunt indignați că Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii este mai mic decât anul trecut. Statul a diminuat în anul acesta subvențiile cu 250 de milioane de dolari de lei comparativ cu anul 2021, când s-au alocat 1.750 miliarde, dintre care nu s-au utilizat 68 de milioane și acest lucru pe noi ne indignă. Anul trecut a fost încă mai mare suma. Aproximativ 100 de milioane nu s-au valorificat și acest lucru nu poate să mergem pe aceeași greblă în fiecare an. Iurie Fală spune că reducerea fondurilor este un semnal negativ pentru fermieri. Pentru producătorii, pe lângă faptul că o bună parte din ei nu și-au obținut subvențiile pentru 2022, pentru că au fost datoriile din 2021 care au trebuit acoperite din fondul din alocat pentru 2022 și acest lucru stopează dezvoltarea. Faptul că sunt multe dosare pentru a primi subvenții este un semnal bun, spune directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, însă guvernul trebuie să susțină investițiile în agricultură. Pentru că un leu investit din fondul de subvenționare duce după sine sau atrage după sine cel puțin 5 lei de a sectorului privat. Am încercat să obținem comentarii la aceste declarații, dar nici ministrul agriculturii, nici serviciul de presă al instituției nu au răspuns la telefon. Anterior, Vladimir Bolea a explicat reducerea fondului de subvenționare prin faptul că anul 2023 este destinat protecției sociale, iar agricultorii nu ar trebui să reprezinte o categorie privilegiată. Anul acesta, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural va fi de 1,5 miliarde de lei, cu 250 de milioane mai puțin față de anul trecut. Vizitele în străinătate efectuate de președintele Maia Sandu pe parcursul anului 2022 au costat bugetul de stat peste jumătate de milion de lei. Datele se conțin într-un raport publicat de administrația prezidențială privind numărul de călătorii efectuate anul trecut de șeful statului și cheltuielile aferente acestora. Totuși, potrivit canalelor de Telegram, aceasta nu este suma totală, întrucât cifra nu include costurile de transport, securitate și protocol. Serviciul Protecție și Pază de stat a declarat pentru TV6 că acestea sunt secrete de stat. Potrivit unui raport prezentat de administrația prezidențială, Maia Sandu a efectuat în 2022 19 deplasări oficiale în străinătate, care au costat bugetul de stat aproape 515.000 de lei, o sumă puțin mai mică decât cea cheltuită pentru vizitele în străinătate ale șefului statului în anul 2021. În total, Maia Sandu a mers în 2022 în 15 țări, printre care România, Grecia, Germania și Statele Unite ale Americii, unde a călătorit de două ori.
Cea mai scumpă călătorie în străinătate făcută de Maia Sandu anul trecut a fost la Paris, la sfârșitul lunii noiembrie. O excursie de 3 zile pentru a participa la conferința Platformei Internaționale de Sprijin pentru Moldova a costat bugetul de stat 77.000 de lei. Atunci Sandu a fost însoțită de șeful aparatului președintelui și de un reprezentant al serviciului de presă. Aproape 76.000 de lei a costat călătoria președintelui la New York în septembrie anul trecut, unde Maia Sandu a vorbit de la Tribuna Adunării Generale a ONU. A treia, cea mai scumpă vizită a fost cea de lucru de 2 zile la Praga, unde Maia Sandu a participat la primul summit al Comunității Politice Europene. Atunci s-au cheltuit aproape 40.000 de lei. Cea mai ieftină călătorie de afaceri în străinătate de anul trecut, Maia Sandu a făcut-o la Kiev, acolo unde a fost însoțită de consilierul prezidențial pentru apărare și securitate națională, Dorin Recean. Astfel, la rubrica cheltuieli din bugetul administrației prezidențiale, din informațiile furnizate de președinție, sunt indicate zerouri. În general, anul trecut, șeful statului a economisit la capitolul cheltuieli de transport în timpul vizitelor sale în străinătate. De exemplu, în septembrie, ea a călătorit la cea de-a 77-a sesiune Adunării Generale a ONU de la New York cu avionul omologului său polonez Andrew Duda, împreună cu liderul Estoniei Alar Karis și generalul NATO Jens Stoltenberg. Iar în noiembrie, după summitul francofoniei organizat în Tunisia, președintele Maia Sandu, împreună cu ministrul moldovean de externe Nicu Popescu și cu președintele francez Emmanuel Macron, au plecat cu avionul prezidențial al acestuia în Franța, unde a avut loc o conferință de sprijin a Republicii Moldova. Comentând informațiile despre costurile vizitelor în străinătate ale președintelui Maia Sandu în 2022, canalele de Telegram au scris că suma de 500.000 de lei anunțată de președinție nu ar fi cifra totală. Acestea nu includ, de exemplu, costurile de securitate și protocol. Am încercat să aflăm despre ce sume ar fi vorba, dar Serviciul Protecție și Pază de Stat ne-a spus că, potrivit legii cu privire la secretele de stat, toate informațiile ce țin de planurile, organizarea, finanțarea, efectivul, forțele, mijloacele și metodele de asigurare a securității persoanelor beneficiare de protecție de stat se atribuie la secret de stat. Natalia Gavriliță a primit în dar anul trecut bijuterii de aproape 1,5 milioane de lei. Cele mai scumpe sunt de la emirul statului Qatar, conform registrului de evidență a cadourilor admisibile. Diplomatul i-a dăruit un ceas de aproape 700.000 de lei, un set de bijuterii de peste 600.000 de lei și o brățară de aproape 121.000 de lei. Prim-ministrul a primit cadoul în cadrul unei întrevederi oficiale. Șeful guvernului de la Chișinău a mai primit în dar în cadrul vizitei sale în Qatar o corabie decorativă de 1.500 de lei, un covor de 1.500 de lei și o valiză care costă 1.000 de lei. În total, în semestrul 3 al anului trecut, Gavrilița a primit 39 de cadouri. Printre acestea se numără o cană din porțelan cu capac, farfurie decorativă, șcătuică în formă de hexagon, tablou mic cu iris și albaștri, covoare și medalii simbolice. Potrivit guvernului, toate bunurile obținute de șefa cabinetului de miniștri au trecut în proprietatea Cancelariei de Stat. Atunci când la sfârșitul lunii februarie, sperat că măcar acum. Ora știrilor se încheie aici, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Victoria Pietraru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă, la revedere!